Bună ziua și bine v-am regăsit în această etalare. Vom vedea, în cazul în care această persoană v-a blocat sau când vă va debloca, ce va dori de la voi, ce va face, la ce să vă așteptați. Deci această etalare va funcționa și pentru persoanele care simt să apese pe ea, dar persoana nu v-a deblocat încă, să știți la ce să vă așteptați. Bun. Am să începem cu partea stângă, persoana voastră, partea dreaptă, energia voastră. Să vedem. Energia persoanei. Opa. Energia voastră. Energia persoanei către voi. Energia. Nu. Energia persoanei către voi aici era. Energia voastră către persoană. Azi decupe cu azi să vii foarte bine, trecut. Prezent. Viitor. Mi se pare destul de interesant. Aici o să vedeți imediat de ce. Pentru că, la cum văd lucrurile, șanse de împăcare sunt și destul de rapide din momentul deblocării, la baza pachetului. Regele de cupe aici, clar mai sunt sentimente. Persoana asta are sentimente față de voi, n-am dubii în legătură cu asta. Problema voastră este mai degrabă de polaritate, în sensul în care această persoană deblochează și așteaptă ca voi să reacționați. Și cam asta se întâmplă. Și nu neapărat vă puteți aștepta la un pas direct din partea acestei persoane. De ce? Pentru că persoana voastră este reprezentată de 3 de pentagrame, Taur, Fecioară, Capricorn. Mai pot avea aici și semne de apă, Pești, Scorpion, Rac. Dar de partea voastră pot avea energie de foc, chiar așa am energie de foc. Și Berbec, Leu, Săgetător și Balanță. Scorpion. Bun. Persoana voastră văd că este foarte preocupată de partea de carieră și partea financiară, cumva vrea să-și lase amprenta asupra acestei lumi. Văd că este o persoană care vrea să-și aducă toată viața în ordine, dar care nu neapărat consideră că are suficientă energie să se ocupe de toate aspectele. Așadar, această persoană când simte că are nevoia de a îmbunătăți pe un aspect, întotdeauna dă semne persoanei care ar fi vizate. Deci pentru voi vă va da semn prin deblocare că vrea să continue cu voi, dar nu neapărat va depune efortul necesar de a-și cere scuze, de a încerca să discute cu voi și lucruri de această natură. La asta trebuie să fiți voi atenți și oricum aici cred că într-un fel sau altul îi veți cere voi socoteala persoanei. Nu fac probleme în legătură cu asta. Dar cu patru de spade, persoana nu neapărat este dispusă să preia inițiativa, este în așteptare, persoana are de ce să se ocupe, este o persoană care poate să fie ocupată și atunci când nu este ocupată, se face că e ocupată, anume ca și voi să faceți un pas către aceasta. La cum v-aș vedea pe voi, voi aveți la rândul vostru mult mai multe lucruri de care să fiți preocupați, sincer. E adevărat că această persoană se preocupă de carieră și de cum este percepută, dar este ca și cum în viața voastră lucrurile se întâmplă la o rată mult mai accelerată. Voi sunteți destul de ok cu viața voastră în acest punct, vă văd pe voi chiar încercând să luați cursuri sau încercând să vă perfecționați la ceva, depuneți efort financiar, cred că veți sta mai bine decât această persoană, dar veți fi totodată dispuși să faceți spațiu în viața voastră și pentru iubire. De aceea am as de spade și as de cupe. Cu aceste cărți, eu cred că voi sunteți foarte dispuși să preluați inițiativa dacă știți că asta vă aduce pace și claritate, dacă asta vă face să dormiți mai liniștiți noaptea, să stați mai relaxați, să vă simțiți mai bine pielea voastră și vă văd că sunteți dispuși să faceți acest pas. În trecut am 3 de bâte, deci s-ar putea ca aici voi să sesizați că sunteți deblocați la
trei puncte, pentru unii poate să fie 3 ore sau 3 zile de când această persoană efectiv vă deblochează și văd că persoana este în așteptare și așteaptă și așteaptă și așteaptă până în punctul care se întreabă, dar oare voi mai sunteți interesați? Pentru că are un 7 de cupe, orice se poate întâmpla, nu știe dacă are sens să mai, cum să zic eu, așteptă de la voi să faceți un pas sau nu, dar asta nu înseamnă că vine persoana voastră cu o inițiativă. Sfatul în această etalare și rezultatul totodată este cavalerul de bâte. Deci, da, aici este recomandarea ca voi să preluați inițiativa, iar pe viitor avem temperanța, ceea ce ne va arăta clar că aici va exista o reconciliere, o împăcare, cel puțin o împăcare cu ceea ce s-a întâmplat în trecut, dacă nu chiar împăcare între voi. Dar, în linii mari, toată această etalare îmi pare destul de pozitivă, dar problema este că aici voi va trebui să preluați inițiativa, nici de cum nu aș vedea această persoană să o preia. Dacă voi sunteți cei care ați deblocat persoana și așteptați un pas, atunci da, energiile sunt inversate și persoana până la urmă vă va contacta. Dar altfel, vă văd mai degrabă pe voi că ar trebui să faceți pasul acesta. Hai să ne uităm aici ce cărți mai avem. Încă o dată, aici există sentimente. Cu diavolul este ca și cum amândoi vă simțiți oarecum legați unul de celălalt prin sentimentele voastre, prin pasiune, prin intensitatea acestei conexiuni și niciunul nu este pregătit să, cum să zic, să părăsească definitiv această conexiune. Este ca și cum fiecare este încă legat de această situație, este încă blocat în această situație și niciunul, chiar dacă vă doriți, chiar dacă încercați, nu e neapărat că și reușiți să vă despărțiți, să vă detașați de această conexiune. Cu steaua, atenție, pentru că aici sunt destul de multe iluzii pe care și voi și persoana voastră vi le-ați creat în legătură cu această relație. Este vorba mai degrabă de niște așteptări pe care fiecare și le-a făcut pe cont propriu, fără să țină cont neapărat despre de cum este partenerul de fapt și asta vă face pe voi să interacționați din ce în ce mai greu, să aveți din ce în ce mai multe probleme în legătură cu comunicarea și să nu ajungeți neapărat foarte ușor pe aceeași lungime de undă. Din punct de vedere vibrațional și energetic, vă văd să fiți destul de similari, dar prin comunicare, atenție că voi puneți accentul pe diferențe, nu pe lucrurile care ar trebui să vă apropie. Cu hierofantul și cu nebunul, aici ne putem aștepta inclusiv la o creștere în gradul sau stabilitatea acestei relații. Este ca și cum voi treceți cu totul la un alt nivel, la un nivel mult mai asumat, mult mai clar, mult mai direct. Pentru persoanele care au avut o relație secretă sau o relație care nu a fost foarte stabilă sau un trio sau ceva de această natură, brusc voi începeți să aveți o relație oficială și pentru unii dintre voi poate să fie chiar vorba de mutat împreună și încep să apară discuții chiar despre căsătorie. Dar, indiferent de stadiul în care ați fost voi cu persoana, pur și simplu întotdeauna se va vorbi aici de un pas extra. Cu 2 de cupe, de data aceasta persoana este pregătită să ofere exact cât ați oferit și voi, este dispusă să vă arate că poate să vă ofere reciproc la ceea ce ați oferit voi. Cred că voi ați avut tendința de a vă arunca cu totul în această conexiune și această persoană este dispusă acum să se arunce cu totul, dar după ce primește validarea, după ce există această împăcare și văd oricum o avansare, o avansare peste tot ceea ce a fost deja între voi. Cu 4 de cupe, as de pentagrame și îndrăgostiții, nu cred că vreunul dintre voi are vreun dubiu în legătură cu această situație ca fiind una de suflete pereche, suflete gemene. Oricum aici cred că s-a confirmat. Dacă cineva a avut dubii anterior, da, cred că este posibil să fie avut persoana voastră dubii că într-adevăr aceasta este relația pe care și-o dorește până la capăt, dar acum i s-au confirmat aceste lucruri. Pur și simplu nu mai poate să se prefacă, vai, dar nu văd, dar nu cred, dar nu ar avea cum sau lucruri de această natură. Nu. Persoana asta este foarte conștientă acum că trebuie să renunțe la vechile prejudecăți și să accepte să meargă înainte, înspre
sentimente înspre ceea ce își dorește și înspre ceea ce simte că trebuie să facă cu viața sa până la urmă. Cu 10 de spade, 2 de băte, pași de cupe, această persoană ajunge și la realizarea că prin concentrarea sa pe alte opțiuni, alte situații, pentru că 2 de băte întotdeauna ne vorbește de alegere și de a realiza până la urmă unde am ajuns. Și această persoană realizează că doar avândându-se dintr-o relație sau situație în alta, doar s-a rănit pe sine și nu a făcut nimic mai mult de atât. Atenție foarte mare, pentru că această persoană dorește să revină la voi, dorește să se întoarcă la voi, să fie lucrurile așa cum obișnuiau să fie și să se asigure într-un fel. Este o carte de asigurare, vrea să fie sigur că nu are de unde să pice, ceva de genul. Rege de spade, 3 de cupe, 7 de pentagrame, aici vă puteți aștepta ca lucrurile să decurgă bine în acea conversație, chiar dacă această persoană va părea destul de rece, pentru că regele de spade este de regulă o persoană mai zgârcită. Țineți cont că lucrurile vor avea totuși o notă pozitivă, chiar dacă voi veți avea tendința pe alocuri să credeți că este povestea încheiată. Sincer, nu văd în acest fel, n-are rost să o vedeți în acest fel, pentru că până la urmă 3-ul de cupe este o carte destul de pozitivă, este o carte care ne vorbește de faptul că lucrurile pot decurge bine, că putem să avem așteptări pozitive și că nu trebuie neapărat să ne facem chiar atât de multe griji. Deci, da, persoana asta vine spre voi, adică voi mergeți înspre această persoană după ce această persoană vă deblochează, pentru că felul în care această persoană percepe că vine spre voi este prin a vă debloca, voi faceți pasul și lucrurile par să meargă bine. Eu cam atât am avut de spus în această etalare. Dacă doriți o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. La revedere!